A testat la informatică limbajul C++, problema 38. Se citește un număr natural nenul P de la tastatură. Folosind o funcție recursivă, să se calculeze suma cifrelor lui P. Spre exemplu, dacă numărul citit de la tastatură este 3815, pe ecran se va afișa valoarea 17, adică suma cifrelor numărului 3815 este egală cu 17. Deschid mediul de programare CodeBlocks și creez un proiect C++. Îi dau numele problema 38. Next, finish. Declar variabilele necesare, int de tip întreg s și p. P este numărul citit de la tastatură, s va fi suma cifrelor. Scriu funcția recursivă int sumă ca parametru formal îl avem pe P de tip întreg. Dacă P este diferit de 0, S ia valoarea S plus P procent 10. Adică la S se adaugă ultima cifră a lui P. P devine P div 10. Se șterge ultima cifră a lui P, adică P egal cu câtul împărțirii lui P la 10. Și apelăm din nou funcția sumă de P. Deci funcția suma se autoapelează. După acest if, înseamnă că P a ajuns 0, returnăm suma cifrelor. În funcția main, afișez mesajul pe ecran P egal și de la tastatură îl citesc pe P. P. După ce l-am citit pe P, afișez suma. Suma cifrelor lui P. Adică apelez funcția sumă. Suma de P. Apăs tasta F9 pentru a lansa în execuție programul. P egal 3815. Enter. Suma cifrelor este 17. Enter. Rulez din nou programul cu tasta F9 și pot să scriu un alt număr pentru P. Spre exemplu, 12345. Suma cifrelor este 15. Programul funcționează corect. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!